ziua! Mă numesc Țăbuleac Mariana, sunt profesoară de matematică și vă invit la lecția numărul 3 din modulul Cercul, Discul, Recapitulare și Completări. Și anume astăzi vom vorbi despre tangenta la cerc și careva proprietăți. Pentru început, vreau ca să ne aducem aminte despre pozițiile unei drepte față de un cerc. Dacă urmăriți imaginea alăturată și toate dreptele care sunt poziționate față de cerc, ne aducem aminte că dreptele A și B sunt exterioare cercului. Dreptele C, K, secante la cerc, iar dreptele E, F sunt tangente la cerc. Din imaginea alăturată observăm că dreptele E și M sunt tangente la oglinda ce reprezintă un cerc, iar centura care pune roata în mișcare este tangentă la roată, deci dreapta E este tangentă la cerc. La fel, din imaginea alăturată, observăm că dreptele albastre sunt tangente la cercul din imagine. Aici dăm următoarea observație. O dreaptă este tangentă la cerc dacă are un punct comun cu cercul. Și avem următoarea teoremă. Dacă o dreaptă este tangentă la un cerc, atunci ea este perpendiculară pe raza dusă în punctul de tangență. Urmăriți, vă rog, imaginea alăturată. Și putem să dăm și reciproc acestei teoreme, că dacă o dreaptă care trece prin capătul razei unui cerc este perpendiculară pe rază, atunci această dreaptă este tangentă la acest cerc. Propun să rezolvăm următoarea problemă. Din punctul A, aflat la distanța de 40 de cm de centrul cercului, C, cu centrul O și raza R, a fost dusă tangenta AB, unde B este punctul de tangență. Să determinăm raza cercului dacă AB este 20 de cm. Deci, pentru început, vom uni punctele O, B. Deci, triunghiul A, B, O este un triunghi dreptunghic. Conform teoremei Pitagora, OA pătrat va fi egal cu OB pătrat plus AB pătrat. Deci, OB este egal cu rădăcină din 40 la pătrat minus 20 la pătrat și va fi egal cu 20 rădăcini din 3 cm. Prin urmare, raza cercului este egal cu 20 radical din 3 cm. Să investigăm. Fie cercul C cu centrul O și raza R și punctul M exterior cercului. Construiți din punctul M tangente la cerc. Întrebarea este, câte tangente putem oare construi? Deci, dacă construim niște drepte din punctul M la cerc, spre exemplu, ME, MP, MF, MD, ce observăm? Deci observăm că ME este tangentă la cerc, MF tot este o dreaptă tangentă la cerc, dreapta MP este exterioară cercului, dreapta MD este secantă la cerc. Deci putem constata că din punctul M putem construi doar două tangente la cerc. Teoremă. Prin orice punct exterior unui cerc, trec două drepte tangente la cerc. Și următoarea teoremă, că tangentele duse dintr-un punct exterior unui cerc sunt congruente, adică din imaginea alăturată, segmentele AM și AK sunt congruente. Să demonstrăm această teoremă. Construim, pentru început, segmentul OA. Triunghiurile AKO și AMO sunt dreptunghice, deoarece raza cade perpendicular pe tangentă din teoremă. Avem segmentele OK și OM sunt congruente, deoarece sunt razele acestui cerc. OA este o latură comună. Deci, triunghiul A,
C-O și A-M-O sunt congruente după cazul ipotenuză-catetă. Rezultă că A-K congruent cu A-M, ceea ce trebuia de demonstrat. Putem da următoarea observație. Semidreapta, cu originea într-un punct exterior și care conține centrul cercului, este bisectoarea unghiului format de tangentele din acest punct la cerc. Adică AO este bisectoarea unghiului CAM. La fel observăm că OA este bisectoarea unghiului COM. În continuare, propun să rezolvăm următoarea problemă. Laturile unui unghi cu măsură de 60 de grade sunt tangente la un cerc de rază egală cu 20 de centimetri. De aflat distanța dintre punctele de tangență. Rezolvare. Deoarece AC este congruent cu BC și măsura unghiului ACB este 60 de grade, atunci măsura unghiului CAB este egală cu măsura unghiului CBA și este egală cu 60 de grade. Deci, triunghiul ABC este echilateral. În triunghiul AOB, isoscel, deoarece AO egal cu OB și este egală cu raza cercului, măsura unghiului OAB este egală cu măsura unghiului ABO și este egal cu 90 de grade minus 60 de grade, care este egal cu 30 de grade. Dacă OL este înălțimea triunghiului AOB, păi atunci, conform teoremei unghiului de 30 de grade, OL este egal cu jumătate din AO, care va fi egal cu 10 cm. Conform teoremei Pitagora, AL este egal cu 10 radical din 3 cm. Deoarece AL este egal cu LB, atunci AB va fi egal cu 20 radical din 3 cm. Propun să rezolvăm încă o problemă. O fântână circulară a fost împrejmuită cu un gard care formează un triunghi dreptunghic, astfel încât laturile lui să fie tangente la marginile fântânii. Punctul de tangență al fântânii cu o porțiune din gard împarte gardul în bucăți egale cu 3 metri, respectiv 6 metri. Determinați lungimea gardului necesar pentru împrejmuire. Deci, dacă considerăm că această fântână este un cerc și gardul tangent la cerc formează un triunghi dreptunghic, atunci segmentele BG sunt egale cu segmentul BF. Segmentul FC este egal cu segmentul DC. Prin urmare, și segmentul DA va fi egal cu segmentul GA. Dacă notăm cu X lungimea acestor segmente, atunci, conform teoremei Pitagora, obținem 3 plus X la pătrat plus 9 la pătrat este egal cu 6 plus X totul la pătrat. Rezolvând ecuația, obținem că X este egal cu 9 metri. Prin urmare, lungimea gardului va fi 12 plus 9 plus 15 metri, care în final obținem o lungime de 36 de metri. Următoarea problemă. În figură lăturată, TM este diametrul cercului C cu centrul O și raza R. PQ, tangentă la cerc în punctul T. Măsura arcului MN este egal cu 50 de grade. Determină măsura unghiului QTN și măsura arcului MNT. Rezolvare. Măsura unghiului M, T, Q este egal cu 90 de grade, din teoremă. Deoarece MN
măsura arcului MN este 50 de grade, rezultă că măsura unghiului MTN este jumătate din măsura arcului MN și este egal cu 25 de grade. Măsura unghiului NTQ este egal cu măsura unghiului MTQ minus măsura unghiului MTN și este egal cu 90 de grade minus 25 de grade, care este egal cu 65 de grade. Măsura arcului TN va fi egal cu 2 înmulțit cu măsura unghiului NTQ, care respectiv va fi egal cu 130 de grade. Deci răspuns. Măsura unghiului QTN este egal cu 65 de grade. Măsura arcului TN va fi egal cu 130 de grade. Deci haideți să generalizăm ce am învățat la lecția de astăzi. În primul rând, am dat teorema că dacă o dreaptă este tangentă la un cerc, atunci ea este perpendiculară pe raza dusă în punctul de tangență. Reciproc acestei teoreme spune că dacă o dreaptă care trece prin capătul razei unui cerc este perpendiculară pe rază, atunci această dreaptă este tangentă la acest cerc. Următoarea teoremă. Prin orice punct exterior unui cerc, trec două drepte tangente la cerc. Următoarea teoremă. Că tangentele duse dintr-un punct exterior unui cerc sunt congruente. Mulțumesc pentru lecție!